Fiorina Varta, director adjunct Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea a Pieței. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Inițial, ca să facem trecerea asta subtilă, vreau să vă întreb, credeți că acum 20 de ani sau acum 15 ani erau mai sigure jucăriile sau care se jucau copiii decât astăzi sau nu? Părerea mea este că da, atunci erau mai sigure, pentru că erau produse foarte clare, erau produse cumva... Era foarte clar, era cumva foarte clar sursa de unde le procurăm, erau niște standarde și niște rigori care se impuneau și se respectau cu foarte mare strictețe, era un control mult mai riguros, de asta probabil că se respectau mai clar regulile de joc. Așa. Dar nu era și unul din motive și faptul că erau mai puține? Acum, într-o lume atât de libertină, sunt și mult mai multe posibilități. Cu siguranță. Erau, atunci aveam clar un spectru foarte clar, de fapt, de jucării și de produse destinate copiilor. De asta, asta cumva tot are o conotație asupra siguranței jucăriilor. Dar dacă se face referire acum la jucăriile din 2020, pentru că în ultima perioadă a fost și acea discuție prin care ele nu ar fi atât de sigure precum par. Despre ce se vorba mai exact, ca să aflăm și noi mai multe detalii? Este vorba despre faptul că, din păcate, nu toți producătorii și toți vânzătorii se conformează rigorilor stabilite în documentele, în actele normative și legislative implementate în Republica Moldova. Este vorba despre faptul că nu toate jucăriile, chiar dacă aparent sunt sigure, respectă acest cadru de siguranță. Nu toate jucăriile au foarte clar instrucțiunea de utilizare, nu au foarte clar specificate consistența, da, materialul din care este produs la nivel de, nu știu, vopsele, conținut, umplutură și așa mai departe. Este vorba de asemenea despre produse care sunt destul de nocive pentru copii, la interacțiune, la păstrarea mai mult timp în locuința copiilor. Este, nu știu, acum ultima perioadă este boom-ul ăsta, slime-urile, da, în piață. Noi ne confruntăm cu foarte multe sesizări pe acest segment. Sunt niște produse destul de incerte pe piață, sunt produse care pot avea conotații destul de inofensive și da, vorbim de produse, ca să înțelegem mai exact, vorbim de toate produsele, inclusiv alea de import, cele care se produc aici local, sau vorbim doar de locale și... Nu, absolut, vorbim absolut de toate produsele. Indiferent plasate acum pe piață, exact, nu este vorba doar... Contează vârsta sau pentru toți copiii, indiferent de vârsta? Contează foarte mult vârsta, contează, spuneam și anterior, contează foarte mult faptul că nu toți respectă limita de vârstă indicată pe ambalaj. Din păcate, foarte mulți copii cu vârsta de până la 3 ani au acces la jucării care conțin particule foarte mici, care pot fi foarte ușor inhalate sau înghițite sau nu știu. Da, eu mai știu că atunci când eram copii, acum nu, sau în momentul în care vezi un copil care se joacă, e scris foarte clar 0, 3, 37, de la 10, de la nu știu ce. Să înțeleg că unii sunt care nu mai pun lucrul ăsta sau fac greșeala de a pune 0,3 unui produs care nu este destinat pentru acei copii, pentru acea vârstă. Avem cazuri de constatare și de depistare în comerț atâta produselor care în genere sunt plasate spre comercializare fără nicio indicație, fără etichetă în limba română, fără traducere, fără instrucțiuni de asamblare, și asta este foarte grav, pentru că atunci când nu ai... Noi cunoaștem că la moment sunt jucării foarte complexe, care sunt, nu știu, din zeci de particule. Exact. Și atunci este o provocare foarte mare și pentru părinți să asambleze jucăria respectivă. În considerentul respectiv, ea nu mai este una sigură, nu prezintă niște reguli clare de siguranță, niște reguli clare de asamblare. Atunci, foarte ușor, piesele pot fi detașabile și pot crea un pericol iminent copiilor. Da, mai avem câteva întrebări care trebuie să cunoască toți părinții. Una dintre ele este, care sunt aceste riguri? Poate unii dintre părinți văd o jucărie care nu se supune acestor riguri. Care sunt ele? Dacă putem să le numărăm una, două, trei, ca să știe și cei de acasă. Nu știu dacă am putea face o diferențiere clară pe tipuri de produse. Sunt în genere produse. În primul rând, avem niște reguli foarte clare de care trebuie să luăm act atunci când procurăm niște jucării. Da, este foarte important să avem eticheta cu instrucțiuni clare de utilizare, cu instrucțiuni clare de asamblare, în limba de stat, în mod obligatoriu. Okay. Trebuie să avem aplicat marcajul CE. Ce este marcajul CE? Este o aplicare, este un marcaj în sine care vorbește despre faptul că producătorul declară faptul că produsul pe care îl plasează spre comercializare se supune tuturor rigorilor legislative a legislației europene, comunitare, care este implementată pe larg și în Republica Moldova. Adică avem un anumit nivel de siguranță că produsul este unul care a trecut anumite încercări de laborator și anumite testări, exact. Mai departe, trebuie să avem, într-adevăr, eticheta.
eticheta cu instrucțiuni clare, cu specificațiile clare privind limita de vârstă a publicului căruia se adresează, pentru că iarăși este foarte important să avem, să nu se joace copiii de 2 anișori cu jucării care sunt destinate copiilor, nu știu, de 9-10 ani, pentru că este totuși vorba despre segmente, despre pârghii, despre diferența de vârstă. Despre foarte multe lucruri. Dar vreau să mă mai întreb, care sunt jucăriile care primesc cele mai multe reclamații? Dacă există un top sau dacă s-a creat un top, dacă puteți să ne dați câteva referințe din cei care fac reclamații deja, ca să cunoaștem. Nu știu, sunt vorba de păpuși, de mașinuțe sau de altceva. Nu cred că avem un top. Din ceea ce cunoaștem noi ca evidență la agenție, avem, într-adevăr, slime-urile sunt foarte, foarte des reclamate și sunt tot tipul de jucării care conțin mai multe componente. Avem cazuri când în condițiile în care au componente complexe, părți complexe ale corpului jucăriilor, atunci când ajunge consumatorul acasă, nu găsește în cutie absolut toate piesele necesare. Avem reclamații foarte multe pe deteriorări, avem foarte multe reclamații pe faptul că nu corespund caracteristicile, da, apropo, avem și așa cazuri când nu corespund caracteristicile indicate sau când merge părintele în magazin și spune că eu am nevoie, nu știu, de o jucărie să aibă parametri X, Y sau Z și ajunge acasă și spune, păi asta nu face asta, nu face asta sau nu știu, nu cântă, nu joacă. Avem și astfel de cazuri și asta este un drept de consumator care trebuie respectat cu siguranță. Da, acum am aflat cam ceea ce zic consumatorii în momentul în care fac reclamații, dar pentru cei care poate au avut o problemă, au întâlnit, nu știau unde să se adreseze sau cum să se adreseze, vreau să le oferim câțiva pași, cum pot să apeleze la dumneavoastră sau la colegii dumneavoastră pentru a găsi o rezolvare la fel. Este foarte important să știm într-adevăr drepturile de care dispunem noi ca cetățeni, noi în calitate de consumatori, pentru că suntem cu toții consumatori în viața de zi cu zi. Este foarte important în cazul în care am depistat un, nu neapărat un pericol, dar un eventual pericol, da? Vedem o situație care ar putea crea un eventual pericol, este foarte important să ne adresăm către vânzător, către producător, în cazul în care, conform legislației, în termen de 14 zile, consumatorul sau vânzătorul nu ia atitudine, vânzătorul nu ia atitudine asupra celor invocate în reclamație, atunci noi îndemnăm toți consumatorii să se adreseze către agenție înscris cu documentele justificative pentru a putea lua atitudine, pentru că noi facem reglementare, noi facem acțiuni de supraveghere a pieței, inclusiv prin intermediul controalelor de stat. De asemenea, avem opțiune, avem telefonul consumatorului 515151, este acces absolut din orice rețea de telefonie fixă sau mobilă. Îndemnăm absolut toți consumatorii să intervină către agenție. Și pot recupera banii, ca să înțeleagă care este punctul final sau unde pot. Da, exact. În cazul în care putem demonstra că produsul respectiv nu este unul conform sau este unul care nu respectă legislația în vigoare cu privire la termenul de garanție și la termenele generale de siguranță, cu siguranță putem. Trebuie să fie și cecul? Absolut, trebuie să avem un document justificativ care confirmă plata efectuată sau procurarea. Știi că noi de obicei aruncăm cecurile, avem povestea asta, sau mai... Este suficient în cazul de față termenul de certificatul de garanție. Dacă avem, adică este nevoie să avem o dovadă de procurare. E produsul, da. Apropo, noi mai avem o problemă și vorbesc de consumatori acum, nu vorbesc de producători. Chiar dacă vedem o eroare, o greșeală, și nu vorbesc doar de jucărie acum, vorbim în general, produse alimentare, de exemplu, foarte des se întâmplă cu pâinea care ar fi mucegăită, cumva, ai bine, nu am să mă mai întorc. E o greșeală lucrul ăsta că nu acționează consumatorii? Cu siguranță este o greșeală, pentru că astfel noi admitem să ne se încalce dreptul de consumator, astfel noi admitem și încurajăm pe piață abuzuri, ilegalități și accesul produselor neconforme pe piață. Doar prin implicare, pentru că, știți, este foarte important ceea ce fac structurile de stat, este foarte importantă supravegherea pieței, dar este practic imposibil să ajungi la fiecare agent economic, în fiecare unitate comercială, să verifici fiecare produs în parte. De asta suntem noi consumatorii, că atunci când ne sunt încălcate drepturi, să sesizăm organele abilitate. Da, apropo de numărul care ați menționat, 515151, ca să-l menționăm încă o dată, la orice oră sau există un program fix? Din păcate este regimul de activitate a instituțiilor publice de la 8 la 5. Da, e deja clasic de luni până vineri, de la 8 la 5, în cazul în care aveți o problemă. În cazul în care problema este întâmpinată sâmbătă sau duminică, puteți telefona luni. Cu siguranță. Nu este o gravitate, nu este nimic rău dacă venim mai târziu. Aici la fel e o întrebare foarte bună. Am păstrat cecul, am și garanția la mine. Am depistat o problemă, dar din diverse motive, că așa e viața, sau a trebuit să plec și revin peste 15 zile. Mai pot rezolva cumva problema sau e nevoie exact de alea 14 zile de la procurare?
Nu vorbim de alea 14 zile de la procurare și aici trebuie foarte clar să nu confundăm termenul. Este vorba de 14 zile pe care agentul economic le are la dispoziție ca să vină cu o reacție oficială în adresa consumatorului. Consumatorul se poate adresa în interiorul termenului de garanție, adică pentru bunurile de folosință îndelungată este vorba despre minim 2 ani, pentru bunurile de folosință mai puțin îndelungată, spunem, este vorba de 30 de zile sau după caz este reglementată de legislație și este indicată în bonul de plată sau în certificatul de garanție. Mulțumim mult, apropo, pentru explicarea aici, pentru că, sincer și eu credeam la fel, 14 zile. 14 zile are producătorul să vină cu un răspuns. Noi avem, conform bonului de garanție, termenul în care putem să mergem inițial la producător, după cum dumneavoastră spuneați, după care putem apela și agenția. Vă mulțumesc mult că ați venit în această dimineață pentru informațiile oferite. Mai multă siguranță și pentru maturi, dar desigur și pentru copii, pentru că ei sunt mai sensibili la tot ceea ce înseamnă și joc și desigur și alimente, pentru că probabil și cu alimentele copiilor trebuie să fim atenți cum le procurăm, că deja acolo e și mai important, pentru că e ceea ce consumă și nu uitați, suntem ceea ce mâncăm până la urmă.